Salutare, fraților, și bine ați venit pe canalul meu. Mulțumesc tuturor celor 4.000, peste 4.000 de subscriber, de abonați. Chiar dacă vă uitați doar 100, 2, 3, depinde de timpul vostru. Azi am pentru voi un mic review, o mică prezentare, nici nu știu cum să-i zic, o să vedeți, e o surpriză pentru mulți dintre voi. Am un scaun de copil, de montat și de arătat. Hai că-l țineam aici, parcă cine știe ce mare prezentare aveam de arătat. În fine, este un scaun de la Beleli. Avem un scaun de la Beleli, Italia, un scaun ieftinel, de la 260 l-am găsit redus la 180 de lei la Intersport. Da, cred că se aude deja, acest scaun este pentru fetița mea, noul membru al familiei noastre. Ea este Eva. Salut! Eva are, vinerea cealaltă, face un anișor. Hai să vă arătăm echipamentul lui Eva. Eva nu stă în picioare, o cheamă Eva Elena. Da, Eva nu stă în picioare, nici nu merge, evident. Are cască, are mănuși, hai tate să arătăm mănușile la oameni, are mănuși de la Cube, deci am găsit mănuși XXS pentru bebeluși, are cască, evident, cum am mai spus, de la Between, am găsit o cască 2XS și are costum de ciclism de la KTM, adică suntem biciclistă înrăită, atât, stai așa. Are o mocuță, deci vine să o mănânci. Are dințișori, are fălcuțe. E un review la copilul ăsta. Are, ce mai are? 2000 de picioare, năsuc, urechiușe. Are un năsuc mic, tic, 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 drăguț. Are ochii verzi de la tatii și puța de la mami. Că e Eva, nu? Deci e fetiță, deci... Bau. Nu știe să pupe încă, dar e un malu tata. Tata are barbă, după cum ați văzut, de vreo, cred că am de două luni o portă, așa, nu știu, să văd cum, și așa vine frigul și iarna și ne ține cald la față. Pica, avem și totosei cu ursuleți și chiar și mergem, adică, hai să mergem, hai la Edi, hai de fată, nu te pune jos, nu acum, hai să mergem, papa, a? E atrasă de chestii. Hai, uite asta. Noi mai mergem prin parc, prin casă. Deci, mergem. Hup, cade jos. Am luat păturica asta care mai iese la bushcraft cu ea, la, mă rog, la ieșiri în natură. Pisica. Mergem cu scăunelul. Scăunelul e foarte ușor, e până la 15 kg, scrie aici maxim, da? Deci, Beleli Tatu. Da, hai că te pune tati aici. Stai să vedem. Edi, vine să stai cu ea un pic. Mai am un golan de 10 ani și multe luni. Hai stai cu ea aici. Urcă-te, stai sus acolo. Scaunelul vine montat aici. Hai că vine mama. Mama e cameraman acum. Și vino, avem aici adaptorul pentru care se bagă scaunul în gaura asta și una aici, l-am montat deja, nu am mai stat așa, și scaunul se bagă rapid, uite, cam așa, apăs aici pe buton și face el un click. Gata, acum e gata, el nu știu de ce are niște pini din fier, se oprește aici, eu aș fi vrut să se ducă mai jos. A ieșit pe partea cealaltă, dar aș fi vrut mai jos un pic, să se ducă până aici. Mă rog, bicicleta mea, o știți, colorată, o știe toată Constanța. Trebuie revopsită, iar că uite ce mizerabilă e, ce chestii socoteli. Dar asta e altă poveste. Hai să pun și bebelușul acum, aici. Avem o centură, evident, nu cade. Evident că nu cade. Filme. Punem și bebelușul. Mergem cu bicicleta?
un picuț. O pasica, o pasica cu pisica. Bebelusul, bebelusul. Se pune bebelusul aici. Frumos. Așa. Am băgat centura, o să o prindem imediat. De fapt, hai să o prind acum, stai tati. Centura se bagă, are aici o găurică, în, direct în scaun. Gat. Și nu mai iese și când o scoți, apeși pe asta și tragi. Da, tati. Evident, la piciorușe, fiind mai micuță, stai așa. Stai să facem astea, nu știu dacă pot să o prind piciorușele. Dar măcar un pic așa la... Așa, mă duc și pe partea aia la altă. Prindem și piciorușul ăsta la alt. Stai tate, să prindem pisica, să fie în siguranță. Gat. Un pic așa. Și acum, centura am pus-o. Mergem papa cu bicicleta. Cine e pisica serioasă? Ce pisica serioasă aici? Eva. Ea e foarte evident dacă a trăit cu un biciclist în casă de la început. E foarte atrasă de chestia asta. Da, ca orice copil, nu neapărat. Hai să vedem și o tură acum. De asta vă spuneam eu că aș fi vrut mai jos, că uite, mă deranjează asta, e la limită. Dacă se duce asta un pic mai jos, era un pic mai bine. Dar oricum vine frigul și nu o să ieșim noi. L-am luat doar de probă, de test, de dragul copilului și de dragul meu. Hai să fac o tură, să vedem despre... Da, mergem papa acum. Hai să vedem cum ne mișcăm. Da, e un pic de off-road aici, dar e ok. O să urcăm și dealul ăsta un pic razant, așa, într-o parte. Foarte tare. Și o să coborâm tot aproape razant. Pișcăm frâna. Și ieșim. Avem o cărare aici, o potecă. Drăguț. Hai să întoarcem la mami. Mergem la păturică și gata. Uite ce cuminte e. Credeam că o să plângă, că o să... Deși e cam obosită, n-a dormit de vreo 2 ore. Ta-da! Ups! Da, e un pic... incomod, îmi vine în piept asta, cred că s-a auzit în microfon casca ei. Puiu? La ce te gândești, tati? De obicei e mai veselă, dar cred că acum e prea... Da, tătico, da. Da. Și scaunul ăsta chiar e ok, dacă îl găsiți prin magazin să-l luați. Evident, când luați curba, luați în curba mai în larg. Pentru că atinge... în cadru aici chestiile astea de la picioare. Uite, deci curba cam atâta, atât poți să virezi. Asta e de plimbat pe loc drept, evident, te duci pe faleză încet. Am vrut să iau varianta de la tool,
Nextul, Next Yepi, nu știu cum, mă rog, ultimul model, cu tot, cu, are și un parbriz drăguț aici, transparent în față pentru să nu intre vântul, așa. Era vreo 6 milioane și jumate, tot scaunul și cu parbrizul ăla, dar am zis, bă, oricum mai crește și eventual o să-l cumpăr la primăvară. O să stai acum toată iarna să-l se prăfui degeaba în balcon. Că se răcește vremea, azi ce mai e 14-15 grade, dar după aia se face 10, se face 2 și se face 0 și nu o să mai ies. Da, tate, mănușele, drăguțe. O să-ți mai vină, cred că și la primăvară, că deja chiar și XXS sunt un pic, sunt drăguțe, îți plac. Da? Pupopopo. Un pupic micuț. Am furat un pupic de la domnișoară. Da. Vrei să mai mergem un pic? O să mai plimbăm un pic după ce spunem papa la oameni. E de unde? Iau-te-l pe acolo, el se joacă, e mai mare. Hai să spunem papa la oameni, să ne dea un like, merităm un like. Să se aboneze și cei noi care nu au făcut-o deja. Și în comentariu să-i spunem salut lui Eva. Și la mulți ani, că vinerea viitoare facem un anisol. Cum facem noi papa? Cu mânuța. Uite, mami. Facem papa lui mami la camera acolo. Ne ridică mânuța. Ea face așa, întoarce numai din încheietură. Zici că e prințesă. Adică e... Dar azi e foarte serioasă. Adică și-a intrat în rol, așa. Așa, tăti. Bravo! Hai că am făcut papa. Hai, like și ne vedem data viitoare cu... Nici nu mai știu cu ce. Cu o cască. Mi-am luat o cască full face. Full face, îmi protejez barba. Gata, hai că mai dăm o tură. Hai, papa!